fiecare pauză, țara are multă treabă. La fel și Caroli, ține românul în mișcare. Decât să stai acolo, apropo, mă mai prindă praf aici. Mai bine te uiți cu noi la un film. Avem o grămadă de canale. Ha? Stai liniștit că nu o să-ți cerem banca la cinema. Că nici noi nu plătim 6 luni. Ia uite un thriller. Poate mai înveți tu ceva. Bună seara, bun găsit la o oră de foc în care încercăm în această seară să vedem cine adâncește criza, cine este vinovat de felul în care în România nu este gestionată această perioadă extrem de dificilă și să vedem dacă există undeva soluții, chiar dacă nici alții nu par să le fi descoperit, fiindcă o să încercăm să privim toată nebunia din România prin ochii unor oameni care lucrează cu banii de ceva vreme, ai lor și ai altora. Așa că să trecem direct la prezentări. Dinu Patriciu, bună seara, bună bine seara. Ați venit. Dan Ioan Popescu, bună seara, domnul Popescu. Bună seara. Și domnul Cristian Sima, bună seara, domnul Sima, bună omul seara. Care, cum spuneam, lucrează cu banii altora, președinte WBS. Vreau să punem această întrebare pe care o avem afișată și pe ecran, cine adâncește criza, fiindcă în clipa de față, sigur că nu putem găsi, probabil, nu putem identifica un responsabil pentru intrarea în criză, cel puțin în România. Nu putem identifica nici un salvator, deși unii ar vrea să se dea în această postură, dar avem în mod clar persoane care contribuie într-un fel sau altul prin acțiune sau inacțiune la adâncirea acestei crize. E corectă evaluarea, domnul Patriciu? Da. Credeți că în clipa de față, guvernul Boc, sau cum să-i spunem, guvernul Băsescu Boc, are din lista de măsuri pe care le-a luat și pe care o să le trecem în revistă rând pe rând pe parcursul discuției noastre, șansa să ne scoată la liman? Nu. Nici o șansă? Nu. Nici cea mai mică? Nu, pentru că n-a făcut nimic. Întrebați cine adâncește criza. Eu cred că struții. De ce? Adâncesc criza. Criza pentru că se bagă cu capul nisip. Și există struți politicieni și struți bancheri. Inclusiv în România. Ei sunt cei care adâncesc criza. Care sunt mai periculoși din cele două categorii? Struții politicieni, evident. Iar în România, din păcate, ne aflăm într-o situație tipică pentru această criză, în care marea majoritate a politicienilor își bagă capul nisip. Nu se poate numi program anticriză ceea ce avem astăzi. Un program anticriză ar presupune, în primul rând, stimularea economică. Deci, micșorarea fiscalității, care stă în mâna guvernului. Vorbesc de luni de zile, de exemplu, eu, despre 10% taxa unică și 15% TVA, conform recomandărilor Uniunii Europene. Asta n-ar crea o graură bugetului, ci ar aduce venituri mai mari la buget. Dar nu există voința politică pentru a o face. Deși aveți apoi contraexemple cu țări care au crescut aceste taxe, inclusiv TVA-ul. Da, evident, în fiecare țară se fac greșeli. Dar este evident că toate țările, în mai mică sau în mai mare măsură, au încercat să ia măsuri fiscale care să ușureze sarcina sectorului privat. Și pot să vă dau nenumărate exemple. De aceea cred că astăzi avem și cauze interne ale crizei și nu numai repercursiuni ale situației externe. Nu numai micșorarea fiscalității este o măsură absolut necesară astăzi, ci stimularea a tot ceea ce poate să devină activitate economică profitabilă, pe de o parte, și pe de altă parte, atragerea unor resurse financiare către România printr-o legislație adecvată. Dar vorbesc într-o țară, de investiții, de fonduri europene? Nu, vorbesc în primul rând de investiția privată, pentru că este evident că doar investiția privată este cea care poate să ne facă să trecem peste dificultățile crizei. Mult mai rapid. Și mult mai rapid, evident.
Fondurile europene, evident că sunt și ele extrem de necesare și creșterea capacității de absorție este o evidentă necesitate. Domnul Daniel Popescu, v-ați retras din politică, v-ați dus către mediul de afaceri, de atunci cred că nici n-ați mai evoluat public și cu atât mai puțin în ultima perioadă. Dar cum se vede de pe margine? Prima emisiune la care particip după mulți ani, am mai participat la o singură emisiune la Money Channel pe subiect absolut de specialitate. De cum margine? Se vede de pe margine ce se întâmplă acum în acest joc cu struți și vânători de struți, cum spune domnul Patriciu, în politica românească? Mie mi se pare două lumi total diverse. O lume internă, România, în care continuăm să ne dăm la picioare, continuăm să ne insultăm, continuăm să căutăm vinovații și să pedepsim nevinovații, fără să se înțeleagă despre ce este vorba în această perioadă, și o lume externă care încearcă să iasă din criză, încearcă să rezolve problemele, încearcă să găsească soluții. Întrebați mai devreme cine sau cine adâncește această criză. Vedeți, noi am trecut întâi prin etapa de a ieși cu pieptul înainte cei care rezolvaseră criza înainte ca România să intre în criză. Mi-aduc aminte acum vreo câteva luni de zile când și președintele și Emil Boc, spre deosebire de toți liderii politici din lume, spuneau că noi vom avea o creștere extraordinară, că vom fi un fel de, nu tigru european, ci un fel de pisică europeană care știm să ne strecurăm prin toate aceste furși caudine. Iată că acum abia începem să înțelegem, părerea mea, că încă guvernanții de astăzi, marea majoritate, n-au ajuns să citească măcar ziarele de specialitate pentru a înțelege care este situația reală în lume. Domnul Sima, sunt în clipa de față două viziuni, cel puțin la nivel administrativ, sau ar trebui să fie două viziuni. Cea pesimistă, exprimată duminică în clar și de președintele Traian Băsescu, recesiunea s-au îndeplinit criteriile tehnice, suntem în ea și s-ar putea ca sfârșitul anului să nu arate bine, și ceilalți care încearcă să demonstreze că, de fapt, cum spune și domnul Daniel Popescu, mai mult ne-o facem singuri, mai mult ne adâncim singuri în această poveste. Unde suntem, de fapt, în clipa de față? Știți, definiția unui pesimist e un optimist bine informat. Iar euforia care a avut loc la noi a avut loc pe toate piețele din Europa și din Statele Unite. Ea pleacă la sfârșitul lunii martie. Dacă ascultat conferința ținută de președintele Obama acum câteva ore la Casa Albă, atrăgea atenția tuturor că este o euforie exagerată, că toate piețele financiare au crescut enorm de mult într-un timp foarte scurt, că nu se bazează pe date economice, macroeconomice solide, șomajul este la stele și așa mai departe. Singurul lucru, încrederea consumatorilor a crescut și consumatorii au reînceput să consume prin America. Statul a pompat atât în Statele Unite cât și în Europa Occidentală, în vechile 12 țări ale Uniunii Europene, foarte mulți bani. Măsurile au fost diferite de la țară la țară. Pentru România, cred că cea mai benefică măsură pe care a avut-o economia românească după 1989 a fost cota de 16%. Poate acum n-ar trebui neapărat să umblăm la un impozit pe profit, mai ales că nu știu câți vor face profit. Deci nu cred că nici pe domnul Patriciu l-ar avantaja foarte mult să plătească 10, 8 sau 5, oricum Rompetrol are pierderi de 3 ani de zile, deci nu contează dacă e impozitul. Dar cred că un impozit pe salarii redus drastic ar ajuta enorm economia în acest moment. Șocul pentru buget ar fi puternic în prima lună. Am putea chiar să umblăm ceea ce a făcut doamna Secer în 1979 și să ridicăm un TVA la produse de lux. Nu cred că s-ar schimba mare lucru. Dar o reducere drastică a impozitului pe salarii ar fi benefică. În plus, guvernul României de la 1 ianuarie până acum nu a luat nicio măsură. Nici bună, nici rea. Problema nu e că ceilalți au luat măsuri bune sau rele. Încă nu a dovedit nimeni că măsurile luate de Obama și cei mai buni consilieri au reușit să scoată America din criză. E încă în plină criză și e în plină recesiune. La fel nici în Ungaria, nici în Polonia. Dar vedeți, de exemplu, polonezii au redus impozitul pe salarii drastic.
Mai există și alții care au încercat să investească în infrastructură tehnologică, cum e Franța, care încearcă să facă wireless la Paris, gratis și în toată Franța. Există diverse modalități. Există guvernul italian și marele economist Giulio Tremonti, care e ministru de finanțe, pentru că e foarte important că în toate aceste țări echipa care este la conducerea Ministerului de Finanțe e o echipă de profesioniști. Atât în America, cât și în Franța. Deci cel mai bun economist, și la noi nu e un profesionist. Economist italian a fost luat, adus și pus de Berlusconi în acea funcție. La noi nu e un profesionist, domnul Poggia? Nu e niciun economist măcar. E inginer cu diplomă, cu masterat în economie. Deci problema... Haideți să nu discutăm persoane, că n-are niciun rost. Cred că nu. Bun, dar vă contrazic politică, și dar... îi spuneam domnului Patriciu la început că noi am încercat să creionăm această listă a măsurilor pe care le-a luat de la începutul anului cabinetul Boc, în speranța și cu intenția de a scoate România din țară și din criză, îmi cer scuze că din țară, mă rog, e mai greu să scoate. De a o scoate din criză și pe care într-un fel sau altul le-a girat întreaga formulă politică cu domnul președinte Traian Băsescu în frunte, care iată acum se implică direct în actul de guvernare, și cred că ar fi interesant să vedem care dintre aceste măsuri și cât din fiecare măsură a influențat situația în care suntem acum. De pildă, introducerea impozitului minim, acelui celebre taxe forfetare. Bună sau rea? Rea, imagine proastă. Fără să aducă niciun fel de câștig bugetului. Ceea ce spunea domnul Sima înainte este important. Micșorarea impozitelor pe salariu ar duce la stimularea consumului, deci la un reviriment economic de jos în sus. Și după indirect cum, s-ar mări și celebrele salarii pe care toată lumea le dorește mai mari. Ideea impozitului pe profit, pe care eu cred că ar scoate la lumină acei 35% din economia românească care nu intră în statistici. Mai există o inclusiv parte din acele pierderi de care spunea domnul Sima? Da. Care sunt chiar și la Rompetrol? La Rompetrol sunt pierderi în ultimii ani datorate în primul rând faptului că piața internațională a mers foarte prost. În aceeași pentru perioadă, rafinori. Exxon realiza cel mai mare petrol. Nu confundați societățile din upstream cu cele din rafinare și distribuție. Domnul Daniel Popescu, bun sau prost impozitul forfetar? Aberant. O idee absolut aberantă, fără niciun suport economic. Cea mai mare și cea mai lăudată măsură pe care, de fapt, de vreo două săptămâni o auzim zi de zi și în gura premierului și în gura președintelui și în gura oricărui oficial, lansarea programului Prima Casă. Perfect justificată din punct de vedere social, fără efecte economice, din păcate, pentru că... Ideea e genială, dar nu e aplicabil. Quantumul e prea mic? Quantumul e destul de mic, pe de-o parte. Pe de altă parte, dificultățile tehnice de aplicare, înțelegerea între instituțiile financiare și guvern, e din păcate foarte dificil. Eu am propus o soluție. Vedeți, în momentul ăsta statul vrea să garanteze 1 miliard. Dar băncile ar trebui să aibă acest miliard ca să-l împrumute. De asemenea, cei care vor să cumpere o casă ar trebui să califice să se împrumute pentru acest miliard, pentru 60.000, 70.000, 80.000. Cu dobândă mai mică, cum este el, cu dobândă mai mică, 5%, deci, dobânda mai mică nu influențează dacă X, Popescu sau Ionescu să califică. Capitalul, nivelul capitalului e important pentru cel care se împrumută. Pe dumneavoastră, ca dezvoltator imobiliar, vă ajută, vă interesează, vă sprijină o astfel de poveste a guvernului Boc? Nu mă interesează, pentru că eu cred că în România se vor cumpăra case atunci când prețul acestor case va ajunge sub 700 de euro metru pătrat, în așa fel încât ele să fie accesibile pentru o pătură cât mai largă de populație. Acum suntem undeva deocamdată, la 900... din cauze tehnologice și financiare, ne aflăm cu mult peste acest nivel. Dar dacă guvernul Boc ar emite titluri de stat cu dobândă zero pentru 1 miliard și la fiecare om care ar cumpăra o casă de 100 de lei, el ar veni 5 lei, i-ar da titluri de stat cu dobândă zero, care n-ar
n-ar introduce nimic la deficitul bugetar, pentru că doar dobânda intră la deficitul bugetar și n-ar să cumpere un los, domnul Damian Popescu, prima casă. Și s-ar califica mult mai ușor. Deci eu cred că este o măsură social-democrată care trebuia luată când sistemul financiar-bancar funcționează. Orice măsură care se ia acum nu dă naștere decât la o creștere a birocrației și la implementarea din nou a unor zone de corupție. Că se vor face liste cine e prima casă, cum a beneficiat de nu știu ce împrumut, cum l-am trecut primul pe listă și nu al doilea pe listă, am trăit mai de mult. Toți vor fi acuzați că au vândut casele sau pentru că s-a făcut legea pentru nu știu ce dezvoltatori. Deci, repet, este o măsură bună, o măsură utilă, dar într-o perioadă normală de funcționare financiară bancară. Bun. În ceea ce privește dacă au sau nu băncile un miliard, eu cred că ele îl au. Dar în momentul de față preferă să investească în bonuri de trezorerie ale statului. De ce să vă dau dumneavoastră fără niciun fel cu garanția de statului când pot să-i dau direct și statului și cu dobândă mai mare? Contribuabilul român plătește de două ori dobânda la aceiași bani. Odată banii împrumutați de la FMI s-au eliberat apoi din Banca Națională rezervele minime obligatorii care s-au transformat în investiții în bonuri de trezorerie. Deci o cinstită suveică cu alte cuvinte, dobândă dublă. Dacă contribuabilul român plătește de două ori dobândă la aceiași Obama, bani, la asta, iar împrumutul de la FMI este absolut inutil. D'acord, perfect d'acord. De altfel, din cele 5 miliarde de la FMI n-au mai rămas decât un miliard și ceva. Restul ori s-au întors, ori au intrat în curs, ori au intrat în diverse titluri de stat americane. Problema e următoarea. Dacă s-ar da mâine un stres test dur, președintele Băsescu și-a rezolvat și problema cu băncile. De ce? Pentru că mâine un stres test dur, multe bănci n-ar trece, ar trebui să-și mărească capitalul și acei bani. Nu e pentru președinți, nu e pentru oamenii politici, să nu crede de lumea că îi pune la vreun aparat. Stres testul este un test pe care fiecare bancă trebuie să-l completeze, să-l treacă și care va fi trecut de toate băncile europene, pentru că guvernatorul Trichet pregătește unul mai dur decât în Statele Unite, unde ți se pune în față o situație probabilă, poate nu se va întâmpla, în care cursul merge prost, în care economia scade și mai mult și tu ar trebui să ai suficient capital astfel încât deja să nu crapi. În Financial Times de ieri apărea informația că băncile europene au credite toxice în valoare de aproape 300 de miliarde încă în bilanțurile lor. Ceea ce înseamnă că subsidiarele lor din România vor trage repede banii către societățile mamă ca să acopere aceste... Și atunci nu e justificat tonul președintelui Traian Băsescu chiar și al președintelui Senatului Mircea Ciolă? Pentru că nu trăim într-o economie de comandă, ci într-una de piață. Deci sunt banii băncilor. Cineva nu trebuie să lanseze astfel de avertizmente? Poate le iau în seamă filialele, subsidiarele din România. Ba da. Banca Națională, analiștii, cei care au argumente. Banca Națională tocmai a fost acuzată de optimism excesiv și dacă le obligăm să-și mărească capitalul, banii aia nu mai pleacă din țară. Nu trebuie să facă nici președintele un gentleman agreement cu băncile, nimic. Trăim într-o economie liberă. Acei bani au venit în România de la băncile mamă. Dacă astăzi dumneavoastră vreți să vă plătiți datoria care o aveți la sora din Franța, o plătiți. Pentru că sora din Franța nu mai are bani și vă cere bani înapoi. Dar dacă dumneavoastră trebuie să măriți capitalul aici, banii intră în capitalul social al băncilor și orice s-ar întâmpla nu mai pleacă. Sau dacă ai o fiscalitate care te avantajează să creiești ceva, atunci atragi bani și altă măsură, corect ce spune domnul Damian Popescu, altă măsură luată de Tremont în Italia, care a spus, aveți bani în Elveția, aveți bani în paradise fiscale, am uitat cum au ajuns acolo, aduceți-i înapoi, plătiți 2% și plătiți și 5% pe impozitul pe profit, nu mai aduceți-i înapoi. Și au venit înapoi în Italia, în câteva luni de zile, 300 și ceva de miliarde. Blocarea posturilor vacante din sistemul bugetar. Acest lucru se practică de mulți ani. În general, la sfârșitul anului, pentru a nu afecta bugetul unui minister, se blochează posturile. Este o prostie să anunți în luna aprilie blocarea posturilor când nu poți să crești eficiența activității funcționarilor din ministere. Problema nu este numărul de funcționari, ce fac funcționarii și cum rezolvă problemele, ce decizii să iau, cum eliminăm birocrația. Ori noi nu am reușit câtuși de puțin să eliminăm birocrația. Uitați-vă în cât timp să obțin avizele, uitați-vă ce se întâmplă la fiecare ghișeu când te duci să obții o ștampilă sau când să obții o adeverință și atunci vom vedea de ce
După părerea mea, este o greșeală că facem o blocare de posturi. Ce facem? Așa cum este aberantă și atenționarea, că eu v-am făcut un buget din care am tăiat ce am vrut eu, dar vă atrag atenția că neapărat trebuie să mă cadați în cifrele pe care vi le-am dat eu. Astea sunt niște copilării, niște... A fost la pachet această măsură încă de la începutul mandatului cu interzicerea cumulului pensii și salarii. În ianuarie scriem un articol în Adevărul în care spuneam că numărul birocraților care administrează veniturile și cheltuielile bugetare, deci nu fac altceva decât administrează cheltuielile și veniturile, este de 750.000 la nivel central și local. Și că sunt necesari unul din cinci. Patru. De unde ați făcut calculul ăsta de eficiență? Am făcut acest calcul de eficiență comparând statul cu o societate care nu își poate permite să cheltuiască pe cheltuieli generale de administrare atâta cât cheltuiește statul. Respectiv, peste 10% din produsul intern brut. Respectiv, față de buget, cam 20 de bani din fiecare leu dat de fiecare dintre noi se duce în administrarea leului respectiv. Să fim serioși. Fim serioși. În sectorul privat salariile au scăzut. Nu în administrare, că n-ar fi rău. Să duce în urmărire acum a intrat leul ăla undeva. Deci, că dacă ar fi administrare, sectorul... ar fi bine. Scuzați-vă, în sectorul privat salariile au scăzut. Personalul a scăzut. Deci, intrările la buget au scăzut. În sectorul bugetat n-a scăzut nimic. Și ni se spune, ceea ce s-a obținut, e bun obținut. Poate că e o masă electorală mai utilă. Deci Obama a salvat General Motors, dar toată lumea a acceptat să câștige 30%. Chrysler la fel. Iese de la capitolul 11 că toți au acceptat 30%. Ba chiar muncitorii au luat fondul de pensii și au cumpărat acțiuni, i-au investit. Bun, majorarea contribuțiilor la asigurările sociale, care a venit la pachet cu blocarea acelei contribuții suplimentare care ar fi trebuit să treacă într-un nou prag pentru fondurile de pensii private. Să revenim la același subiect. Se produce din ce în ce mai puțin și se mulge din ce în ce mai mult. Cum putem să ieșim din criză în aceste condiții? Deci faptul că îi dăm diverse titulaturi, ba taxă pe nu știu ce, ba o contribuție superioară, asta este o creștere de fiscalitate, efectul. Efectul creștere de fiscalitate... Poate e singura soluție imaginabilă în acest moment. În momentul în care nu s-a făcut nicio analiză ce se întâmplă cu banul public și unde se cheltuiesc, mă uitam la un ministru faimos acum, o stimată doamnă, pentru care am tot respectul, care spune și nu știu pe ce am dat 600.000 de euro, eu îmi pun întrebarea, cel care are o societate de 10 persoane și a trebuit să dea 10.000 de euro și i-a scos cu greu dacă a putut să-i plătească, cum privește un asemenea mesaj și nu știu pe ce a încheltuit și a fost un spectacol? Păi, întrebarea se iar poate pune la toată schema birocratică. În loc să contribuie la creșterea economică, sunt o glumă. Pentru că cei avem cele mai mari... în lucrările publice ar aduce un leu la PIB și 40 de bani minim la bugetul de stat. Nu, da, avem dar mai de fapt avem cel mai mare preț pe metru de autostradă din Europa. Unii spun de 4,5 ori mai mare. Am descoperit cazuri în care era de 20 de ori mai mare. Ce să vă spun? Mi se pare un jaf care este încurajat de lipsa unui sistem de acordare a acestor lucrări publice și de lipsa parteneriatelor public-privat. Domnul Ursu, știți cum s-a făcut calea ferată în America de la est la vest? La 1870 a început. S-au mai folosit și deținuți? Nu, nu. La început s-a spus așa. Vândut, voi cei din est faceți 150 de kilometri. Voi cei din vest faceți 150 pe banii voștri. Când i-ați terminat de făcut, vă dăm bani pentru ea 150 și vă mai dăm bani. Și-au pus fi băcanul și cel care vindea pâine, toată lumea, mână de la mână, au construit ca să primească bani. Puteau să nu construiască 150 de kilometri de cale ferată, care au trecut munții din California, mai ales cei din vest,
s-au chinuit și eram la 1865. Și culmea s-au și întâlnit, că la noi, uite, nu se întâlnesc toate lucrurile de infrastructură, nici ale noastre cu ale noastre, nici ale noastre cu ale ungurilor, cu ale bulgarilor. Dacă faci așa și la noi, pentru că după ce ei au făcut pe banii lor 30 de kilometri, ăia 30 de kilometri fiind pe banii lor, au niște acte, un preț foarte mic. Și nu mai poate să-și ceară mai mult pe următorii 70, pentru că au făcut economii la sânge. Bun. Pentru aia 30. Până acum ați cârcotit la toate măsurile înțelepte ale guvernului Băsescu-Boc pe care vi le-am prezentat. La asta nu mai aveți ce să spuneți, că ați invocat-o fiecare dintre dumneavoastră. E vorba de majorarea în avans a accizelor la produsele din tutun și alcool. Ați zis că trebuie impozitat luxul, că nu se simte. Ați dat exemplu Margaret Thatcher. Asta e bună? Dacă va aduce bani la buget și nu va încuraja contrabanda, da. Tutunul și alcoolul e o chestie dăunătoare dubioasă, nu știi ce se întâmplă, nu mă pricep, dar exact acolo contrabanda e mai importantă. Nici fumători, nici băutori, deci mi se pare o măsură foarte bună. Deci, practic, nu contribuiți la buget. Doar că probabil vom ajunge din nou cei care fumează să caute carpas fără filtru. Scurtarea termenelor în domeniul achizițiilor publice și introducerea acelei taxe pentru contestații la licitație, care întârziau, cum știm bine, aceste contestații, orice procedură. Nu am făcut nicio afacere cu statul de când m-am întors în România de ultimii 12 ani, n-am participat, dar din ce am aflat de la alți clienți de-ai mei, nimeni nu-i foarte bucuros că ar fi mai repede. Adică ar fi bucuros să fie foarte repede, dar... Să se și întâmple. Domnul Dan, întâmplă. Vedeți, dumneavoastră a spus că noi trei am... fost împotriva măsurilor Boc. Da, nu v-a plăcut niciuna. Deci oamenii ăștia s-au chinuit la Palatul Victoria. Nu s-au chinuit, că am înțeles că acolo ordonanțele de urgență vine unul din miniștri, îi o dă lui Boc și Boc o promovează și ăilalți nu știu despre ce-i vorba. Cel puțin așa spune și domnul Joan, așa spune și domnul Videanu sau cine mai spune. Problema eu văd altfel. În momentul în care ai ajuns în criză, eu mă întreb, am citit și eu ziarele, nu foarte des recunosc, n-am văzut nicio întâlnire a ministrului economiei, a primului ministru, cu principalii proprietari de fabrici, cu cei mai mari acționari, cu cele mai mari multinaționale, ca să vadă care e situația, să încearcă să înțeleagă ceva. Dacă aceste măsuri de care discutați dumneavoastră îi afectează și cum îi afectează, sau ajută statul și cum ajută. Deci eu cred că într-o asemenea situație, primul lucru ar fi trebuit nu să spunem că mesajul președintelui, guvernatorului băncii a fost preoptimist. Eu zic că a fost corect al lui Muguri Sărescu. De ce? Pentru că n-a vrut să creeze panică suplimentară, da, care este un dezastru. Categoric. Mesajul pozitiv pe care l-a dat guvernatorul a avut acest sens. Nu a intrat din nou într-o panică mai mare decât este cazul. Da, și atunci de ce a simțit... Timp, de... Guvernatorul spunea exact invers. Și știți, dacă de ce a simțit președintele Traian Băsescu... Neagră, la urmă, domnul Sima, de ce a simțit președintele Traian Băsescu nevoia să atace și o instituție care își păstrase credibilitatea, care era încă privită ca singura posibilitate de salvare a României? Nu știu și nu comentez. Chiar nu aveți nici o supoziție în legătură cu asta? Pentru că gestul a părut absolut insolit. În ceea ce privește cârcoteala de care vorbeați înainte, niciunul dintre noi nu l-am auzit cârcotind, ci aducând argumente. Iar despre aceste lucruri nu se poate discuta decât cu seriozitate și cu argumente. Tocmai că eu vă prezint aici argumentele pe care guvernul le înșiră la fiecare dintre aceste măsuri și încercam, sigur, cu nota de ironie pe care ați sesizat-o din formularea anterioară, să vă întreb dacă ele vi se par salvarea României în acest moment, fiindcă ele așa ne sunt prezentate. Discutăm despre detalii contabilicești. Păi ele și nu sunt... discutăm despre stimulare economică. De ele singurele măsuri nu discutăm despre măsuri anticriză. Păi dacă s-au luat numai măsuri contabilicești, noastră doriți să discutăm despre ele. Eu așa simt că îmi pierd la vremea. La Ministerul de Finanțe există un incendiu și în toată țara e un incendiu. Iar Ministrul de Finanțe vine în fiecare zi cu găletușă cu apă, mic așa, și cu o taxă nouă. Aruncă găletușa, pune taxa nouă și speră să stingă incendiu. Poate într-un colț mic așa sub scaunul Ministrului de Finanțe o să-l stingă pentru câteva minute. Dar are nevoie de Dunăre, de măsuri drastice ca să iasă din criză. Păi bun, măsurile drastice, domnul Patriciu le-a identificat în zona reducerii fiscalității. Nu, da? Sunt drastice, ci sunt raționale. Le-am identificat în zona reducerii fiscalității și în zona stimulării consumului și a atragerii de bani inclusiv prin lucrări publice.
Și atragerii, evident, de resurse private. Din lucrări publice, da, altfel consumul stimulat în momentul ăsta, nu știu dacă... Aici suntem pe poziții diferite, pentru că... Chiar și americanilor le e foarte frică de cost. 20% a anunțat guvernul că a alocat pentru investiții din bugetul pe 2009 o sumă uriașă, erau aproape 11 miliarde la început, între timp au devenit 9, bun și atât... Nici asta nu e o soluție, totuși un program masiv de investiții, iată, de 20%. Un program masiv de investiții, în special în infrastructură, este absolut necesar. Dar nu poți să faci acest program când nu ai niciun proiect. Deci, degeaba alocăm dacă nu sunt deja pregătite proiectele pentru care să facă această alocare financiară. Problema este cum facem. Dacă trecem prin aceleași furci birocratice, cum am trecut Bechtelul, cum am trecut toate autostrăzile până acum, ne vom întâlni, sperăm să fim vii până atunci, în 2020, și vom avea tot plus 2 km de autostradă în fiecare an. Uitați-vă la revoluția, ca să o spunem direct, care s-a întâmplat în infrastructură în Franța, în Germania, Statele Unite, în toate țările, chiar și în Ungaria. Chiar și în Ungaria. Acum au o problemă. Francezii trebuie să găsească alt tip de infrastructură. Nu mai poate să facă autostrăzi, că le-au făcut, deci super problema bune, ca trimbezi, ce să declarativă mai este o soluție, problema poate fi și efectivă. Pentru că, normal, noi în 2009 trebuia să avem autostrada Bechtel. Nu știu la ce preț. Poate unii au semnat în fals, poate a fost o greșeală. De 3 ori, de 4, cum trebuie să plătească cineva. Dar măcar problema dacă ar fi plătit de 5 ori mai mult și exista acel problema că exista. Ori o relansare, și aici poate eu chiar sunt mai sceptic decât colegii mei, o relansare economică când infrastructura nu există, este aproape imposibil să fie realizată. Haideți să punem orice fabrică, vreți dumneavoastră, care produce ceva. Trebuie să primească materii prime, trebuie să scoată produsul finit. Când tu, deci vorbeam de japonezi acum 20 de ani, că aduceau materia primă la minut ca să poată să respecte fluxul tehnologic. Păi la noi nici cu ziua nu e sigur că ți-a ajunge camionul în fabrică. Deci despre ce relansare vorbim? Ce facilități dăm investitorilor străini? Care este certitudinea asupra unui preț energetic, poate vom discuta și asupra acestui lucru, pe următorii 2 ani de zile, că nu introducem niște taxe, ca la să poată să facă un business plan. Deci acestea sunt problemele care... Imaginați-vă ce turism ar mai avea Italia dacă n-ar fi avut autostrăzi. Și Italia n-a moștenit autostrăzile din perioada Mussolini. Era turismul de tip Bada Cârța. Mergeam pe jos, vedeam columna. Păi cât ai fi făcut de la Milano până la Palermo? Acum faci 2000 de kilometri într-o zi. Dar facem o pauză de publicitate și revenim la discuția despre soluțiile guvernului Băsescu-Boc și despre felul cum ele ne scot din criză sau, dimpotrivă, riscă să adâncească această criză. Publicitate și revenim. Și Dorin să ne povestească meciul. Așa, și cine a scris? Deschidere pe partea dreaptă. Două centrare în altă. Care se duce. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Iar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu doi prieteni favoriți. Plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Citroen C4, începând de la 10.600 de euro. Citroen C3, începând de la 8.500 de euro. Citroen C1, începând de la 7.200 de euro. Vino acum să descoperi reducerile fantastice Citroen. Citroen, creative technology. Treci pe Cosmote, beneficiezi de ofertele noastre fără să-ți schimbi numărul de telefon, fără costuri suplimentare. Carlsberg don't do rescue operations, but if we did, it would probably be the best rescue in the world. Carlsberg, probably the best beer in the world.
Skoda Octavia, opțional cu garanție extinsă la 4 ani, doar 11.720 euro TVA inclus sau 18 euro pe săptămână. Ofertă valabilă prin programul de stimulare a noirii parcului auto național pentru 2009. Ștefan? Fă-ți loc în bibliotecă! Adevărul continuă să îți ofere cei mai buni scriitori, cele mai bune titluri, colecția 100 de cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul, primul volum din Vinetu de Karl May. Joia viitoare ai volumul al doilea. Urmează Casa de pe Canal, Călătoriile lui Gulliver și Decameronul. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita! Joi 18 iunie, primul volum din Vinetu de Karl May, cu ilustrații sugestive la fiecare 100 de pagini. Doar 10 lei și 99 de bani. Numai împreună cu ziarul Adevărul. Mami, aș mânca ceva bun. Pe mine mă caută. Dar eu sunt lapte proaspăt. Și eu am lapte. În plus și pandișpan și miere. Kinder felie de lapte. Gustarea cu 40% lapte. Ok, prietene, dar eu sunt micul dejun, iar tu gustarea proaspătă dintre mese. Kinder felie de lapte. Lapte în fiecare mușcătură. Stres, stres. Exclus să vă lăsați stresați. Reacționați! Cu ce? Cu Sedativ PC. Regăsește-ți calmul cu Sedativ PC, medicament homeopatic. Atunci când spre Itaca vei porni-o, dorește-ți drumul cât mai lung să fie, plin de peripeții și învățăminte. Atunci când spre Itaca... Noul Seat Exeo. Fiecare drum devine senzațional. Autoemoțion. Eu sunt mama Ancuței. Pe lângă faptul că Ancuța învață foarte bine, mă ajută și acasă foarte mult. La curățenie, la spălat și în grădină. Ar fi binevenit și în continuare un ajutor pentru noi, ca să poată să își împlinească visul. Medicină. Și o să ajungă departe. Din Susiu Valoare, susții întreaga societate românească. Fundația Dinu Patriciu susține peste 5650 de tineri cu rezultate bune la învățătură, precum Ancuța. Prețuiește cunoașterea. Noi te vom sprijini. Passat Traveler, oferta care întoarce toate privirile. Acum de la doar 19.743 euro TVA inclus sau credit cu rată săptămânală de la 34 euro inclusiv TVA prin Porsche Bank. Ofertă valabilă prin programul de stimulare a noirii parcului auto național pentru 2009. Volkswagen, das Auto. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The bus is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is... And then I can... După serviciu, răcorește-te cu Scol. Pauză, țara are multă treabă. La fel și Caroli. Ține românul în mișcare. Decât să stai acolo... Apropo, mă mai prindă praf aici. Mai bine te uiți cu noi la un film. Avem o grămadă de canale. Ha? Stai liniștit că nu o să-ți cerem banca la cinema. Că nici noi nu plătim 6 luni. Ia uite un thriller. Poate mai înveți tu ceva. Am revenit la ora de foc, discutăm împreună cu domnii Dinu Patriciu, Dan Ioan Popescu și Cristian Sima despre cine sau cum poate să ajute România să iasă din criza pe care altfel se străduiește, parcă pe zi ce trece să o adâncească. Și spuneam la începutul discuției noastre că președintele Traian Băsescu și-a luat în mod clar rolul de șef al guvernului, fiindcă prezența de duminică nu este doar un caz singular. Toate indicațiile date până acum de șeful statului la diversele întâlniri cu bancherii, cu partidele politice, cu reprezentanții ministerelor s-au transformat până la urmă în această listă contabilicească, spunea domnul Dinu Patriciu, de măsuri care ar trebui să ajute. Ieri la un forum economic domnul Traian Băsescu prezenta pe scurt
propria viziune și propriile soluții de salvare a României din criză. Haideți să vedem inventarul acestor soluții ale președintelui Traian Băsescu. Utilizarea eficientă a finanțărilor de care România poate beneficia în condiții avantajoase, creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene prin flexibilizarea unor proceduri aplicate în acest sens, pot avea contribuții majore la diminuarea efectelor crizei. Aș spune că bani avem, din păcate, capacitatea administrativă redusă are impact nu numai asupra întârzierii proiectelor, dar are impact și în crearea de noi locuri de muncă într-o perioadă de criză. Aflarea de soluții pe bază de dialog social intensificat este cu atât mai importantă cu cât omenirea se confruntă cu cea mai mare criză economică de după al doilea război mondial. Soluțiile nu au fost încă găsite. Vedeți, domnul Patriciu, atragerea de investiții, de fonduri externe... Sunt perfect de acord cu cel care a scris aceste fraze. Nu și cu cel care le-a răspuns? Nu, cu cel care a scris, pentru că presupun că le-a scris cineva. Dar mai mult decât atâta nu pot să vă spun. Ele rămân o vorbe atâta vreme cât struțul ține capul tot în nisip, indiferent care ar fi guvernul aflat la putere. Indiferent, nu are nicio importanță. El ar trebui să se miște astăzi, să fie capabil să înțeleagă criza, să înțeleagă de unde vine și să înțeleagă ce soluții trebuie luate. Ce singurul lucru cu care nu eram de acord cu cel care a scris acest discurs este faptul că nimeni n-ar fi găsit soluții. Ba da, au găsit. Numai că soluțiile sunt diferite de la mediu economic la mediu economic, de la țară la țară, de la regiune la regiune. Ori noi nu le aplicăm pe cele evidente pentru situația noastră economică. Nu le aplicăm economic. Fiindcă există incompetență în guvern, există reavoință, există, nu știu, intenția de a duce România într-o zonă care poate fi speculată pe urmă politic. Eu nu sunt politician, pe de altă parte nu fac scenarii, nu-mi place teoria conspirației. Păi nu, dar o explicație logică. Explicația logică este că suferim consecințele crizei globale pe de-o parte și ale propriei inacțiuni pe de alta. Nu, Daniel Popescu, aveți o explicație mai... Eu am avut senzația că domnul președinte Traian Băsescu participă cu noi la această discuție pentru că a spus aceleași puncte de vedere pe care le-am spus inclusiv și noi. Inclusiv dialogul de inclusiv care vorbeați dialogul, întrebarea mea este una singură. Din moment ce dânsul conduce efectiv guvernul, cine trebuie să ia aceste măsuri? Să căutăm în societatea civilă, poate aflăm și acest lucru. Deci problema nu este, după părerea mea, de... Noi nu am înțeles că a existat, ce spunea domnul Patriciu, o criză globală, o criză mondială. Dar în momentul în care intri în fiecare țară, are un caracter specific. Apar anumite nuanțări care trebuie să înțelege specificul fiecarei țări în parte. Nu aportul fiecarei țări la criză, ci acea criză datorită specificității economiei fiecarei țări poate fi mai îndelungată, mai puternică sau poate să fie chiar un element în care tu poți să investești mai mult, să ai rezultate mai bune. Deci poate fi un nou început. Problema este să iei măsuri. Oriceea ce ne-a citit dumneavoastră până acum n-a nicio legătură cu ce spunea Traian Băsescu puțin mai devreme, de ce nu i-a spus și lui Boc. Băi, ia măsurile astea, ți le citesc eu încă o dată ca să le înțelegi, dar ia-le tu și ia măsuri cum le spune de incapacitatea administrativă. Pe unde e administrație? Nu, aici sunteți rău, să știți. Nu, iată, o să mă fac bun, încet, încet. La ședința de duminică la care a participat domnul Traian Băsescu, i-a luat la rând pe câțiva dintre miniștri și le-a trasat indicații, nu-i așa, cu prietenie, din orice domeniu pentru a face ceea ce trebuie făcut. Haideți să vedem cum a arătat lista de indicații și decizii trasate de președintele Traian Băsescu din capul mesei Palatului Victoria. Sugestia mea este ca astăzi să stabiliți o dobândă la euro în jur de 5%. Sugerez Ministerului de Finanțe restructurarea datoriei. Este domnul ministru Poge aici? Da.
restructurarea datoriei să treacă la o datorie pe termen mediu și lung. Restructurarea împrumutului ar permite și relansarea investițiilor, în mod deosebit cele în infrastructură. Un ministru Blaga, programul de izolare termică merge, dar toate semnalele de la primării sunt că au dificultăți în cofinanțare. Ori facem o realitate din sumele din buget, ori dacă nu spunem foarte clar, oameni buni, nu se pot face investițiile. Rugăminte majoră la Ministerul de Finanțe, compensarea TVA-ului. De la 1 iulie trebuie trecut pe alți parametri de execuție a bugetului. Doamna Andrunescu, o mare rugăminte la dumneavoastră. Să facem să nu ratăm încă un an fără reformă în educație, pentru că situația educației în România este dramatică. Ați văzut foarte bine, domnul ministru Nica, că un proces electoral a fost puternic mediatizat pe un număr cert de ilegalități. Ne trebuie până la urmă 17.800 de calculatoare. Ministerul de Externe să intensifice contactele la nivelul ministrilor de externe legat de Agenția de Reglementare pe Energie. Dragi domni miniștri, eu vreau să vă spun un lucru care trebuie prevenit. Salariile. Vom intra în recesiune. Mă tem că va trebui să mai faceți o rectificare negativă undeva prin luna august, septembrie. Ne pregătim de intrare în derapaj economic și social. Domnul Patriciu, asta mai e politica struțului, iată, e o implicare fermă, directă, cu specializare multiplă, nu? De la anvelopa blocurilor, la compensarea TVA, la orele de sport. N-am înțeles cum e cu dobânda, cu stabilirea dobânzii. Știam că piața o stabilește și... Bun, pentru corectitudine, probabil se referea la dobânda din programul Prima Casă. Poate se referea la dobânda de politică monetară a Băncii Naționale, dar și pe aceea n-are deci guvernul... dobânda nu poate să o stabilească de guvernatorul BNR, că dacă vrea dobândă de 5%, ar trebui ca nu, repet, statul să plătească 4%. Era vorba de dobânda de 5, atât timp cât statul din programul 13. Prima Casă. Dar trecând din nou la ce am auzit, sunt lucruri absolut cunoscute pe care orice guvern, de orice coloratură, ar trebui să le facă în activitatea curentă, pentru care nu-i nevoie de niciun fel de indicație. Dar noi discutăm despre ceva ce se află dincolo de asta. Adică de măsurile împotriva crizei, viziunea asupra situației economice în care ne aflăm. Și asta ne lipsește? Și asta ne lipsește cu totul. De parcă n-ar exista criza în lume astăzi și consecințele ei asupra noastră. Bun, vă întreb altfel, dacă nu era an electoral, aveam această viziune, adică doar asta să fie o preliștea? O preliștea probabil că este cea generală. Politicienii gândesc în cantități de voturi, iar managerii, oamenii de afaceri, liderii economici gândesc sume în sume de bani. Poți vă dau un citat de la domnul Vasilescu de la BNR? Domnul Vasilescu îl cita pe Napoleon. Spunea că Napoleon a fost întrebat ce nevoiai sire ca să câștigi aceste războaie. Și Napoleon a răspuns trei lucruri. Bani, bani și iar bani. Și domnul Vasilescu ne spunea acest lucru. Eu sunt perfect de acord, dar cine e Napoleon în România? Nu, și cine are bani? Lipsește Napoleon. Președintele spunea în intervenția pe care am citat-o mai devreme, nu cea de la ședința de guvern, ci de la Forumul Economic, că bani sunt, gestiunea lor lipsește. Asta ține până la urmă de administrarea curentă de care spunea domnul Patriciu, nici măcar de viziunea pe termen lung. Eu mă întreb în acest moment dacă România are un prim-ministru. Păi are doi. Nu, eu nu cred că are un prim-ministru. Cred că are un președinte care și joacă și rol de prim-ministru. E altceva. Sunt două lucruri diferite. Doi, eu cred că dacă nu era an electoral, nu aveam acest guvern de coaliție. Sunt convins că dacă nu erau alegerile prezidențiale, probabil formula impusă de președintele Traian Băsescu era un guvern monocolor PD cu toate efectele de rigoare. Trei,
sunt convins că în momentul și când s-a făcut guvernul, nu s-a înțeles amploarea crizei și cred că nici acum nu se înțelege foarte bine. Și se crede că se poate ieși din criză prin declarații, prin intenții foarte corecte, de altfel, dar fără niciun fel de măsură. Eu n-am auzit la niciun minister și în special pe zona economică să se spună că, da, domnule, eu am o investiție, vreau să spuneați 20%, foarte bine, 5%, 7%. Deci eu am o investiție de 4 miliarde. Care are etapă în anul 2009 de atâta, care aduce 7 locuri de muncă pe zona cutare și știm că rezolvăm o anumită problemă minoră. Au zis de la domnul Berceanu tot timpul când ne dă calendarul de construcție de autostrăzi. Nu, domnul Berceanu, cred că n-ajunge la autostrăzi, că face străzi cu caracter de autostradă. Eu încă n-am auzit acest termen, l-am auzit și eu de la dânsul, mi s-a părut o noutate, probabil o vom breveta. De vedere moral, dar îmi explic de ce, pentru că probabil sunt și străzi cu caracter de autostradă, sunt așa de scumpe la noi. Deci, păi caracterul e scump. Și cu caracterul e foarte scump. Asta este greu. Foarte, foarte scump caracterul, într-adevăr. Deci eu nu cred, repet, că măsurile pe care tot le declarăm până nu le cuantificăm. Iar această cuantificare nu poate fi făcută din birouri. Trebuie stat de vorbă cu mediul de afaceri, trebuie stat de vorbă cu cei implicați direct. Nu stă nimeni de vorbă. Toată lumea auzim, toate dialogurile care se poartă în ultimele luni în România se poartă prin intermediul presei. Sunt declarații pe care presa le ia și le transmite patronatului. Patronatul face declarații care le prea presa, le transmite guvernului, sindicatele le transmite presei și așa mai departe. Asta e senzația pe care o am. Mai mult decât atâta. Atunci când apar investitorii, alungăm. Nu, ce să caute. Și nu numai prin numărul de taxe, ci și prin modul în care sunt tratați. Aveți niște exemple recente? Am exemple nenumărate, dar au caracter și personal, așa încât nu vreau să transform emisiunea într-o emisiune memorialistică. Când vom avea și noi un investitor care va fi cotat la bursă și va deveni proporțional la fel de bogat ca și investitorul minoritar, poate vor fi tratați mai bine. Exemplele post-decembriste au fost atât de proaste pentru tot felul de investitori, de la fonduri de investiții, de toate felurile și de la crack-uri financiare și falimente de bănci, încât, știți, românul a început să sufle și în iaurt acum. Nu, Patriciu, spuneați că nu sunteți politician și că, mă rog, priviți într-un fel cu detașare, dar totuși cu îngrijorare nu, ceea ce se întâmplă. Cu mare îngrijorare și cu interes, fără însă a fi politician. De ce nu vreți să fiți politician? Pentru că este o carieră prin care am trecut la începutul anilor 90 și nu mă interesează. Mai candidați? Nu, n-am candidat la nimic. De pildă zvonuri cum că ați intenționat să vă pregătiți pentru o candidatură nouă? Nu. La președinție, poate? Nu. Nu, sub nicio formă. Acum, nu vă place nisipul sau nu vă place deșert? Nu, îmi place mult prea mult ceea ce fac acum și cred că este mult mai util nu numai pentru mine, ci pentru societatea din care fac parte. Dar veți continua să fiți un susținător al unor persoane care se înscriu în cursa asta electorală? Îl veți susține până la capăt pe Crin Antonescu în candidatura la președinție? De la început l-am susținut în ciuda unor prieteni. Cum ar fi Călin Popescu-Tăricianu? Dar și cred că fiind un om normal, fiind un om ca toți ceilalți, ar trebui să aibă foarte multă șansă pentru că eu cred că e capabil să trezească speranța. Deci un om realist, credeți că are șanse? Da. Da. Are șanse să... În măsura în care este diferit și este diferit, diferit are șanse. Diferit însemna ca cineva să nu mai critique și să ne propună soluții. Vedeți, politica de după 1989, cel puțin din 98, de când m-am reîntors în România și o văd zi de zi, până în 98 am citit-o în ziare, internet era mai puțin în România, nu locuiam aici. Nu, dar întrebarea domnului Sima e foarte corectă. Nimeni nu propune soluții. Exact. Dumneavoastră ați reproșat clasei politice că nu are soluții, că credeți că în clipa de față Crin Antonescu are vreo soluție pentru România? Sau din ceea ce am văzut, da. Dar cred că scandalul politic și partizanatul unor
medii, le ține deoparte de urechea electoratului. Deocamdată. S-au manifestat în mediile dumneavoastră de presă mai pregnant după și cum mai obiectiv? Bine știți, după cum bine știți, ziarele Trustului Adevărul Holding nu fac politică și au declarat-o cât se poate de ferm și de clar. Bun, deci care sunt aceste soluții? Și dacă noastră l-ați identificat, spuneți-ne și nouă care eu cred că este de datoria Partidului Național Liberal și a candidatului său să le facă cunoscute și auzite. Și de ce vreau să le pun acum? Cred că s-au pierdut în hărmălaia generală. Bun, de pildă, domnul Crin Antonescu poate să schimbe formula de guvern asta de care spune domnul Dan Ion Popescu că este complet ineficientă și practic inutilă României? Eu are cred că da. Posibilitate? Eu cred că da. Și cu asta eu v-aș spune că în ceea ce mă privește comentarii politice nu mai fac. Indiferent ce m-ați întrebat dumneavoastră. Bun, atunci vă întreb despre susținerea pe care spuneați că i-ați dat-o lui Crin Antonescu în ciuda unor prietenii mai vechi. Vă refereați probabil la domnul Călin Popescu. Iar mă întrebați politică și v-am spus că nu vă mai răspund. Nu vă întreb politică, vă întreb pe economie aplicată pe fundul mării, 10.000 de kilometri pătrați, o concesiune pe care ați primit-o printr-un act normativ al guvernului Tăricianu. Nu al guvernului, ci al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din subordinea primului ministru. În urma unei licitații la care cine mai participat? La care am fost singurii care am participat, singurii interesați într-o acțiune extrem de riscantă. Vă reamintesc că e vorba de o licență de explorare și nu de exploatare. Și ce faceți cu lucrurile ăla? Că toată lumea se întreabă numai de ce are Patriciu nevoie de 10.000 de kilometri pătrați de nămol. Vă răspund imediat. În primul rând, acei kilometri pătrați de nămol se află de la 300 de metri adâncime până la 2200 de metri adâncime. Nu stă pe fund. Nu există decât câteva tehnologii actuale care pot să ducă la extragerea materiilor solide de la aceste adâncimi. Nu este vorba de o licență pentru hidrocarburi, n-are nimic de a face cu gazul natural și cu petrolul, ci este vorba de cercetarea unei substanțe care conține și materii organice și alți compuși. În niciun caz nu este vorba de ce s-a afirmat, am auzit de unii politicieni, hidrogen sulfurat, deuteriu și așa mai departe, ci este vorba de o materie organică care s-ar putea dovedi utilă. Deocamdată putem vorbi în domeniul energetic, dar și în alte domenii. Deocamdată facem explorare. Am investit în această cercetare peste 20 de milioane, iar întreaga cercetare costă peste 100. Unde ați băgat astea 20 de milioane? Păi, înțeleg că ați făcut 4 expediții de câte o săptămână de explorare în Marea Neagră. Nu numai, 4 expediții în teritoriul românesc, ci multe alte expediții. Și nu este vorba doar de expediții, ci de sutele de specialiști care lucrează la acest proiect în mari universități, în institute de cercetări, în institute tehnologice, multe locuri din lume. Vi se pare normal că vi s-a dat această licență înainte de sentința de la Haga? În toate contractele existente în Marea Neagră se face referire la posibila extindere a licenței și în teritoriul respectiv, dacă va fi câștigat de către România. Și cred că era foarte bine că este așa. În ceea ce privește rezultatele economice ale acestei activități de explorare, nimeni nu vă poate garanta că acolo există ceva util, comercial util. Nu ne puteți spune dacă ați găsit ceva în aceste expediții de explorare. Am găsit foarte multe lucruri, dar caracterul comercial al unei întreprinderi de minerit la 1600 de metri adâncime sau 2000 de metri adâncime este încă extrem de incert. Repet, nu există tehnologii astăzi, cu o singură excepție. Societatea de Bir în Africa de Sud exploatează nisipuri diamantifere de la o adâncime de 1500 de metri. Și pe cadriling exploatează.
Nu, Dan Ion Popescu, sunteți fost ministru al industriilor în perioada în care ați avut acest mandat. Rafineria Petromidia a convertit... Îmi place cum scrie acolo, Patriciu, un scunămor. Da, e foarte frumos. E un titlu ziaristic bun. Nu v-am trimis la Techerghiul. Cred că se uită cu simpatie lumea acum la mine, cât sunt de unți pe față kilometri. Petromidia a obținut acea conversie a acțiunilor în obligațiuni, acea ștergere de datorii prin această conversie. Nu este ștergere de datorii. Acea conversie, repede. Nu, este o mare deosebire. Bun. Se apropie termenul scade în 2010. Ce credeți că se va întâmpla? Cred că trebuie să întrebați. Cred că o să vă răspund eu. Vor fi plătite. Deci, va fi plătit și principalul. Statul deocamdată, nu devine acționar la Petromidia. Deocamdată au fost plătiți, indiferent dacă acționar. Punem și anul acesta, aproape 300 de milioane de dolari în dobânzi. Iar principalul va fi și el plătit la scadență, așa cum au fost plătite și dobânzile. Între timp, însă, Petromidia n-a murit în 2003 și a plătit peste un miliard de dolari pe an, taxe către statul român. Cu alte cuvinte, dacă privești de pe partea cealaltă a baricadei, în acest interval de 7 ani, Petromidia plătește 7 miliarde, plus încă 1 miliard și ceva datorită acestui instrument financiar. Dar în primul trimestru al anului ăsta aveți o pierdere de 290 de milioane și un câștig financiar de 200 de milioane, corect? Da, pentru că asta este piața astăzi și dacă doriți, ca să nu intrăm în chestiuni foarte specioase, vă explic după aceea creionul în mână de unde vine. Explicați, domnului Sima, pe urmă, domnul Daniel Popescu. Deci aș vrea să accentuez încă o dată, cu toate că s-au făcut multe cercetări de DNA, procuratură, în toate părțile asupra acestei conversii. A fost o decizie economică luată în cunoștință de cauză pentru un agent economic foarte mare, căruia nu i s-au șters niciodată datoriile. Punctul numărul 1. Punctul numărul 2. Această soluție economică a fost dezbătută cu specialiștii din Comisia Europeană la Bruxelles și cu specialiștii de la Fondul Monetar Internațional, tocmai pentru a respecta toate legislațiile care se aplică într-o economie funcțională. Bun, deci vine scadența, vin și banii. Deci este vorba DNA n-a găsit de o parte nimic. De primar, deci datoria care a rămas la societatea respectivă, pentru care s-a plătit o dobândă anuală la Ministerul de Finanțe, deci la stat, dar fără a se șterge vreodată ceea ce... Vă ofer câte un titlu din colecția Cotidianul pe final de discuție, Tropicul Cancerului, pentru domnul Dinu Patriciu, fiindcă știm cu toții paradisurile fiscale pe acolo se învârt în zona tropicelor și poate e o sugestie de destinație de vacanță, nu de altceva. Vă vadis pentru domnul Daniel Popescu, care vă încă mulțumesc. Mai caută răspunsuri încotro merge România. Vă mulțumesc foarte și 1000 de monede de aur pentru domnul Sima Omul cu bani. Confesiunile unui bancher toxic publicată la Bayer, un bestseller. Da? Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi la Ora de Foc și în felul acesta am mai trecut o oră din viața noastră. Sunt Mihai și cred că succesul în afacere e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți. Cu internetul mobil de la Orange ești mai aproape de partenerii tăi de afaceri. Ia-ți abonament pentru internet nelimitat și primești mai mult la același preț, plus 100 de minute Orange pentru abonamentul tău de voce. Iar abonamentul este gratuit 2 luni dacă ți-ai luat un laptop nou în ultimul an. Profită la maxim de laptopul tău! Pentru redefinirea feței și chiar a liniilor de contur și gât, am nevoie de cea mai bună cremă Effect Lifting. Decizia mea e luată! Inovație. Revitalift cu acțiune integrală pentru față, contur și gât. O îngrijire profund restructurantă cu vitafibrină ce dă fermitate și destinde pielea, chiar și liniile de contur și gât. Contur mai bine definit. Profilul gâtului întins, ca după un lifting. Noul Revitalift acțiune integrală față, contur și gât de la L'Oréal Paris. Eu văd diferența, pentru că merităm. Passat Traveler. Oferta care întoarce toate privirile. Acum de la doar 19.743 euro TVA inclus sau credit cu rată săptămânală de la 34 euro inclusiv TVA prin Porsche Bank. Ofertă valabilă prin programul de stimulare a noirii parcului auto național pentru 2009. Volkswagen. Das Auto. Hey,
Bird don't do rescue operations, but if we did, it would probably be the best rescue in the world. Carlsberg, probably the best beer in the world. Gesturile drăguțe. Năzbâtiile copiilor tăi. Micile pățanii din timpul tău liber. Momentele care te fac fericit depind de prețul mașinii? Gândește-te! Contează pe Dacia. Pentru roz exterior, rețineți Apla Tencoplast. Ușor de aplicat, protecție pe termen lung datorată nanotehnologiei. Elasticitate maximă la temperaturi scăzute. Impermeabilitate perfectă. Pigmenții anorganici din tencuiala decorativă Apla fac diferența durabilității culorilor. Grăbește-te și tu să iei pachetul promoțional Apla Tencoplast cu amorsă de exterior. Fă-ți loc în bibliotecă! Adevărul continuă să îți ofere cei mai buni scriitori, cele mai bune titluri, colecția 100 de cărți pe care trebuie să le ai în bibliotecă. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul, primul volum din Vinetu de Karl May. Joia viitoare ai volumul al doilea. Urmează Casa de pe Canal, Călătoriile lui Gulliver și Decameronul. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita! Joi 18 iunie, primul volum din Vinetu de Karl May, cu ilustrații sugestive la fiecare 100 de pagini. Doar 10 lei și 99 de bani. Numai împreună cu ziarul Adevărul. Cumpără până la 29 iunie orice model, Logan, Sandero sau Logan MCV și profiți de leasing cu dobândă începând cu 0%. În plus, primești aerul condiționat cadou. Contează pe Dacia. A venit și Dorin să ne povestească meciul. Așa, și cine a scris? Deschidere pe partea dreaptă. Două centrare în altă. Care se duce, se duce, se duce. L-au făcut titular. Iar tu? Ai devenit rezervă. Iar vrei să-ți iei prietenul favorit oriunde? Ia-ți cartela Cosmote și ai 2000 de minute în rețea cu 2 prieteni favoriți. Plus 450 de minute și 450 de SMS-uri în rețea, 60 de minute în afara rețelei să comunici cu cine vrei tu. Totul cu doar 4,5 euro credit lunar. Cosmote, alături de tine. Ți-ai dori să ajungi mai ușor la orgasm? Noul Durex Play O, gel pentru stimularea orgasmului. Mai ușor, mai intens. Durex Play, se experimentează. Încearcă și inelul vibrator Durex. Treci pe Cosmote, beneficiezi de ofertele noastre fără să-ți schimbi numărul de telefon, fără costuri suplimentare. Știi de ce iubitele noastre își fac semne cu degetul când își fac poze? Nu, dar de ce? Am zis că telefonul ăla are cameră foto cu zoom digital. La Germanos îți explicăm cum poți realiza super fotografii cu telefonul mobil. Acum cu noul telefon Samsung S3310 cu cameră foto de 2 megapixeli, zoom digital 4X și garanție pe viață, păstrezi cele mai frumoase momente în imagini de calitate. Ia-ți-l acum cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option. Pentru telefoane cu cameră, întreabă la Germanos. Noua Skoda Octavia, opțional cu garanție extinsă la 4 ani, doar 11.720 euro TVA inclus sau 18 euro pe săptămână. Ofertă valabilă prin programul de stimulare a noi.